Salutare! Astăzi vreau să vă prezint, am un aparat aici, puteți să faceți mici și cârnați, este manual. Uitați, am făcut compoziție de cârnați de aseară și puteți să puneți pe bețe de frigărui, făcut de dumneavoastră acasă, ceva bun. Eu am făcut compoziția numai carne tocată, usturoi și sare. Și puteți să-i puneți pe grill, dacă nu vreți să-i puneți pe bețe de frigărui de-astea, puteți să-i puneți, să-i faceți direct ca micii. Este mobil, o să vi-l prezint, ia uitați ce mic este. Puteți unde vreți să plecați, plecați la iarbă, verde. Este, uitați-l, acum nu pot trebuie să pun cu o mână, are și 4 duze de-astea, din ce în ce mai subțiri, puteți să faceți și cârnați mici, băgați, cum să zic eu, mațul de porc sau de care este și faceți cârnați mici la un picnic, ceva, dar și acasă e bun. Îi faci proaspeți, dacă faci pasta de mici de seara, a doua zi la un grătar acasă, uitați, puteți să-i puneți pe bețe de frigărui sau la fel ca mici, ori cârnați așa normali de 10 cm sau cât se fac în mațul de porc sau de oaie și mâncați ceva sănătos, carnea și așa cum este ea, eu am luat-o, am pus-o de-aseară cu usturoi și cu sare, n-am pus piper, n-am pus cimbru, usturoi am pus 30 de grame de usturoi la kilogramul de carne și sare cam 20 de grame de sare. Uitați cum a ieșit. Astea o să-i pun pe grill, pe aragaz, dar puteți să-i puneți și pe grătar, afară, dacă faceți grătar. Și acum o să opresc puțin și o să vă arăt cum se face. Am revenit, uitați cum este. Băgați carne aici cu lingura sau pastă de mici ce aveți făcută. Eu am luat ca să fac acasă cu mâna mea, să nu mai cumpăr eu mici, să nu mai... Și cârnații, de ce să-i cumperi făcuți, bagă orice în ce vor ei în ei. Pe când acasă, măcar iei carnea, o toci, am luat carne, am tocat-o cu grăsime așa. Ia uitați. Se umple ăsta, eu am pus și puțină apă, dacă vedeți că e cam groasă compoziția, puteți să mai puneți apă, dar eu nu vreau să pun multe, să iasă mai gros așa. Am revenit. Dacă vreți să-i faceți pe bățul de frigăruie, nu trebuie decât să apăsați, bineînțeles că dacă e compoziția mai groasă și nu puneți apă multă, trebuie să aveți puțină forță. Nu știu dacă se vede, am eu mâna aici, e și umbră, ia uitați. Vedeți? Și faceți cât vreți dumneavoastră de, o să-i puneți, ia uitați. Dacă vreți să faceți mici, faceți mici, după aceea îi tăiați cu cuțitul, ar merge să băgați și bățul de frigăruie înăuntru, dar eu nu, uitați cum a ieșit, că e compoziție de cărnați asta, nu e de mici, are și grăsime, după aceea băgați bățul pe mijlocul la bățul de frigăruie și ia uitați. Puteți să-i faceți și mai lungi dacă vreți. Bineînțeles, puțin mâinile ude cu apă. Vedeți? Ia uitați! Și ceva bun, sănătos, făcut acasă de dumneavoastră, dacă vreți să faceți mici, tot așa, apăsați, ia uitați, cât de lungi vreți dumneavoastră, pac, tăiat cu cuțitul, ia uitați, și puși, ia uitați. Vedeți? Nu-i bătaie de cap, nu nimic decât... Ia uitați! Faceți de seara compoziția să prindă gustul de condimente și puteți să faceți pastă de mici acasă. Ia uitați! Aceasta a fost filmarea pentru astăzi. Am vrut să vă arăt și cu pentru cârnați, dar mă lungesc cu filmarea. Deci astăzi am făcut frigărui cu pastă de cârnați.
și mititei. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți pastă de mici, faceți pastă de mici. De mici, uitați cum este aparatul. Cred că poate, dacă cineva este interesat, poate să-mi scrie în comentarii. Mulțumesc, o zi bună! Am uitat, nu fac reclamă, eu l-am pentru mine, dar dacă cineva vrea să cumpere, este util pentru acasă. Mulțumesc!